Realitatea de azi, așa cum este ea, înseamnă înainte de toate o înțelegere și nu un destin implacabil. Diferența este enormă, pentru că realitatea de azi nu are nimic de a face cu atitudinea fatalistă a multora pe care adesea îi auzim spunând ce pot face eu dacă așa vrea Dumnezeu. Este fundamental fals, pentru că Dumnezeu nu vrea acest lucru. Dumnezeu ne vrea numai binele, vrea să ne vadă mereu fericiți, plini de iubire și beatitudine. Dar pentru asta, noi primii trebuie să vrem acest lucru și să avem o atitudine vie față de viață. Pentru că viața nu este un dar de care noi să ne batem joc, este o misiune primită de la Dumnezeu pe care noi o nobilăm printr-o creștere spirituală și duhovnicească într Hristos. Atitudinea vie de înțelegere a realității înseamnă deschiderea unei porți, poarta conștiinței. Și atunci putem să transcedem realitatea către voința vie a libertății pentru a evolua pe un nou nivel de conștiință spirituală, contribuind astfel la conștiința Universului. Dată și cerută de Dumnezeu. Așa a fost înțeleasă Marea Unire de la 1 decembrie 1918, născută din conștiința și atitudinea vie a unor patrioți români iubitori de Dumnezeu și de țară. Înfăptuirea actului istoric al Unirii a fost 24 ianuarie. 1859 Pentru că existența României se măsoară De la domnitorul Alexandru Ioan Cuza El este fondatorul României moderne Sprijinit eroic De pașoptiși Care prin patriotismul lor Au punctat momentele istorice Decisive pentru națiunea română 1848 Marea Revoluție 1859, Unirea Principatelor. 1877, Războiul de Independență și Marea Unire de la 1 decembrie 1918. Liantul comunitar al înaintașilor nu a fost doar unitatea teritorială, ci unitatea credinței strămoșești, a iubirii de neam și a apărării drepturilor lui Sfinte. Nicolae Bălcescu, simțindu-și sfârșitul aproape, îi spunea lui Vasile Alexandri: Vine moartea peste mine, numai țara să trăiască. Acesta era calibru moral al înaintașilor. Ei au scris istoria libertății noastre. La toate acestea se adaugă atitudinea gerfelnică a satului românesc. Care și-a adus o contribuție crucială la modernizarea României, economic, prin agricultură, și eroic pe câmpul de luptă. Dar peste toate, satul românesc a fost fortăreața menținerii culturii, tradițiilor milenare și a credinței noastre strămoșești. Acestea l-au făcut pe Mihai Minescu, conștiința noastră națională, să declare clasa țărănească este națiunea însăși. De ziua națională a României, 1 decembrie 2020, îi omagiem pe acești eroi. Dar în mod egal, faptele lor ne obligă să fim responsabili de a menține vie și nepătată moștenirea primită. Realitatea de azi la 102 ani, ne arată cum țara piere sub ochii noștri. Un stat transformat în colonie, condus de corporații, în țară un război social, cu un popor oprimat și depresiv în majoritate, cu o demografie în cădere liberă și peste toate corul antiromânesc și anticreștin dirijat infam de analfabeții funcționali ce astăzi conduc țara. La 102 ani am coborât rușinos de la deviza nobilă a pașoptiștilor prin noi înșine la deviza mișelească a celor care astăzi curmuiesc țara după noi potopul. La 102 ani am coborât de la onoarea absolută dată de Cuza, Cogălnicianu, Bălcescu, la mlaștina disperării dată de Arafat și subalternii lui Iohannis și Orban. România este deromânizată. Să ne trezim din ignoranță, că am dormit destul, strângeți rândurile patrioți. Iar dacă majoritatea fatalistă, lașă și ipocrită, continuă să spună că poate va veni o zi în România când curajul va pieri, când sara va fi sfârtecată, iar credința strămoșească și iubirea de Dumnezeu vor fi date uitării? Noi le vom răspunde, ziua aceea nu este azi. Azi vom lupta, iar oile vor fi lupi, nici măcar lei, pentru că leul poate fi dresat, lupul niciodată. Lupul rămâne de nemblânzit, aprig, rebel și liber, Așa cum trebuie să fim și noi, pentru a ne putea apăra credința strămoșească și ființa neamului. Sus aveți inimile, onorați-vă înaintea și prin fapte, mențineți vibrația sinelui interior cât mai înaltă peste realitatea care ne înconjoară. Să sune clopote libertății, treziți-vă! Trăiască România!